Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre rolul dialogului în textul dramatic. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiar. Vă place să dialogați cu prietenii? Dialogul este o modalitate de comunicare. Acesta apare și în textul dramatic și este alcătuit din replicile personajelor. Se numește dialog dramatic și reprezintă discursul acestora, adică textul principal. Iată un exemplu de dialog dramatic. Extraterestrul se scarpină în cap cu cele trei mâini. Iertați-mă, dar pentru mine totul este atât de terestru. De fapt, ce înseamnă cadou? Eliza. Hmm, cum să-ți explicăm? Adrian, la voi când vrei să-i faci cuiva o bucurie, o mare plăcere, să-i arăți că-l iubești. Ce-i dai? Extraterestrul. A, la noi e simplu. Extraterestrul își agită cele trei mâini în aer ca și cum ar vrea să prindă ceva, apoi modelează cu palmele respectiva materie ca și cum ar face un bulgăre de zăpadă. Poftim, e pentru voi. Extraterestrul le întinde copiilor un fel de bulgăre care seamănă cu o inimă și în care palpită o luminiță. Adrian, ce e asta? Extraterestru, e un bulgăre de timp. Manuela, ce? Eliza, tu știi să faci bulgări de timp? Extraterestru, da, la noi singurul cadou pe care ni-l facem e timpul. Ne oferim unii altora bulgări de timp. Depune bulgărul de timp în mâinile Elizei. Poftim! E pentru tine. Care este rolul dialogului dramatic? Dialogul dramatic declanșează o acțiune, o reacție care declanșează un nou dialog. Contribuie la creșterea tensiunii, la construirea suspansului. Ajută la caracterizarea personajelor prin limbaj. Ezitările, replicile neterminate, întreruperile, fiecare în parte, constituind elemente de caracterizare a personajelor, a stărilor sufletești prin care acestea trec. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați care sunt stările prin care trec personajele din fragmentul de mai jos, prezentat și anterior, observând dialogul dintre ele. Din prima replică rezultă o stare de confuzie a personajului. Vă urez lectură plăcută și succes!